Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la a 17-a ediție de Miss Plaja în România! Dumnezeule, al 17-lea an de Miss Plaja, așa cum a spus Dinu, în România, pentru că dacă ne amintim, s-a întâmplat și în Italia acum mulți ani, dar noi ne mândrim că și anul acesta Miss Plaja se află pe litoralul românesc. Dragii noștri, în spatele ochelarilor de soare, Dea și Dinu Maxer în fața dumneavoastră, gazdele acestei emisiuni superbe pe care o prezentăm an de an cu mare drag. Și dacă ai amintit de Italia, haide să spunem și cine este în spatele acestui concurs. Sufletul acestei emisiuni, concurs Miss Plaja, este vorba despre producătorul italian Manuel Chermani. Bine ai venit, Manuel, și felicitări! Bună, Manuel! Mulțumesc! Nu chiar foarte bronzat, așa cum sunt concurentele noastre, pentru că au prins soare, chiar dacă astăzi este o zi cu nori, au avut parte de un cantonament de 3 zile cam fiecare an, nu-i așa? Da, la fel. Acum nu e soare mult, dar încercăm să... Următoarele ediții îl chemăm, îl convingem noi prin frumusețea fetelor. Adevărul este că suntem găzduiți de o plajă atât de frumoasă, Muset Resto Lounge and Beach, aici în Mamaia, încât nici nu mai contează dacă e soare sau nu, atmosfera este minunată, decorul este absolut superb, suntem înconjurați de palmieri și de fetele frumoase de la Miss Plaja, venite din toată țara. Eu vreau să te întreb, Manuel, cum este să semnezi recordul în materie de emisiuni estivale, fiindcă sunt convins că nu există o emisiune mai lungă decât Miss Plaja. Momentan, clar, este cea mai lungime concurs în România. Avem fetele frumoase, avem și staff foarte harin. Profesional. Cam două prezentatori mei, Dimursani, cam voi două. Da, într-adevăr, pentru noi este al 6-lea an consecutiv împreună, iar pentru mine al 8-lea de prezentare la Miss Plaja. Este o performanță cu care ne mândrim, te felicităm încă o dată și permitem să menționăm și ceilalți sponsori, fiindcă de fiecare an alte firme te sprijină pentru acest demers. Lasă-mă să amintesc de Paradisul Colorat, complexul minunat din Costinești, acolo unde vă așteptăm cu o cazare minunată, cu o piscină absolut superbă. Noi am pășit pragul Paradisul Colorat anii trecuți și vă așteptăm și pe dumneavoastră anul acesta. Am să mulțumesc eu celor care au contribuit la vestimentația mea, Haine Man One, Haine Select și creatorul Ștefan Burdea. Mulțumim de asemenea Dimos Professional, mulțumim agenției Luna Dimiele. Și eu vreau încă o dată să-i mulțumesc lui Manuel. De asemenea, pe lista noastră se află Baldaran Spring Water, pentru că ne hidratează fetele, iar eu vreau să aduc mulțumiri Mistio Boutique pentru ținuta mea de astăzi. Iar dacă fetele sunt pregătite, Manuel, te lăsăm și Roberto, care a pus la dispoziție această plajă superbă. Bineînțeles. Clar, e cea mai frumoasă, clar. Bineînțeles. Domnul Roberto face parte și din juriul nostru de astăzi, dar nu vroiam să dau prea multe detalii așa de la început. Mai ținem pe parcurs. Ce trebuie să mai știe telespectatorii noștri? Faptul că probele sunt 3 ca de obicei și începem cu roche de seara, probe de talente și costum de vai, bineînțeles. Bun, atunci pentru că toți trei aici în gașcă, în triul acesta frumos Miss Plaja, dăm start primei probe. Proba rochilor de seară debutează cu concurenta cu numărul 1, Antonia Pantaze, din Cernavodă. Antonia are 14 ani, este născută în zodia Balanței, este elevă și, după cum vedeți, preferă auriul. Cu numărul 2 în concurs, Andrada Maria Oita. Vine din Câmpina, are 15 ani și este zodia Rac. Andrada este elevă și preferă culoarea albastru. Cu numărul 3 în concursul nostru, deja alături de noi, Gianina Dumitru din București. Gianina este născută în zodia Scorpion, are 17 ani, este elevă și preferă negrul. Cu numărul 4 în concurs, Alexandra Chiriac. Vine din capitală, Alexandra are 22 de ani și este zodia Balanță. Ca ocupație este studentă, iar culoarea preferată se vede clar după rochie, argintiu. Concurenta cu numărul 5 este din Timișoara și se numește Sabrina Stroie.
Ea are 21 de ani, este studentă, născută în zodia Capricorn și preferă albastrul. 6. Vine Cristina Andrei, tocmai din Ploiești. Cristina are 16 ani, este elevă. Preferă culoarea albastru și este zodia Capricorn. Din Constanța vine concurenta cu numărul 7. Marinela Diana Paraschiv, în vârstă de 18 ani. Este elevă și este născută în zodia Leu. Ștefania Dumitrașcu din București are 18 ani, poartă numărul 8 în concurs astăzi. Este zodia Gemeni, culoarea preferată este o non-culoare, negru. Din Arad, Dorina Ionela Tiseliță, poartă culoarea roz și roz, numărul 9. Roz pudrat aș completa eu. Este elevă și are 17 ani. Concurenta de 10, Mara Maria Ioniță. Vine din Câmpina, are 14 ani și este zodia Berbec. Cu numărul 11, Natalia Bălănean este concurenta noastră din Zalău. Ea are doar 15 ani, este născută în zodia Rac și este elevă. Tot din Zalău, Roxana Crișan. Concurenta cu numărul 12 este zodia Berbec, este elevă și are 17 ani. Mă gândeam că probabil au venit împreună, ceea ce ar trebui să facă fetele, fiindcă beneficiază de un cantonament la mare de 3 zile, distracție club, o să vedeți în materialele ce vor urma. Cu numărul 13 este concurenta din Câmpina, Rebecca Diana Ioniță. Rebecca are 15 ani, este născută în zodia Săgetător și este elevă. Cu numărul 14 în concurs, tocmai din Focșani, Andreea Munteanu. În vârstă de 17 ani, Andreea este zodia Taur, este elevă, iar culoarea preferată, negru. Preferă roșu. Vine din Constanța, poartă numărul 15 și se numește Claudia Maria Cioară. Are 18 ani și iată ne ajungi la penultima concurentă. Concurentele Miss Plaja nu vin doar de pe teritoriul țării noastre, iată că trecem prutul și următoarea concurentă vine din Chișinău. Aplauze pentru Diana Milea, în vârstă de 21 de ani, concurenta cu numărul 16 de astăzi este zodia Fecioară și este studentă. După cum vă spuneam, toate cele 16 concurente sunt în cantonament de câteva zile și au făcut mai multe lucruri pe care, printr-un montaj foarte frumos, Laurențiu ni le va prezenta în minutele următoare.
Numele meu este Maria Hanzu. Mă aflu pe superba plajă Musette Resto Lange & Beach și alături de organizatorul concursului Manuel Chermani am dat startul ediției cu numărul 1 al concursului Miss Plaja. Fetelor, dacă nu v-ați înscris încă, accesați site-ul concursului missconcurs.ro și ne vedem la mare! Bună, cum te numești și câți ani ai? Bună, mă numesc Sabrina și am 21 de ani. Și de unde e Sabrina? Din Timișoara. Tu îmi pari foarte cunoscută. Cumva ai mai participat și anul trecut la acest concurs? Da, am participat în ediția cu numărul 5. Deci să înțeleg că tu deja știi despre ce este vorba. Și ce așteptări ai anul acesta de la acest concurs? Să câștig locul întâi, pentru că anul trecut nu am reușit și o să-l câștig anul ăsta. Bună, cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Andrada și am 16 ani. Și Andrada, de unde ai aflat de concursul nostru? De la o prietenă. Numele tău este? Andreea. Andreea. Și de unde ești tu, Andreea? Ce așteptări ai de la acest concurs? Să prind experiență și să cunosc persoane cât mai multe. Cum te numești? Bună, mă numesc Diana. Diana, și câți ani ai? Am 21 de ani. De unde ești tu, Diana? Observ din accentul tău că nu ești din zona aceasta. Da, sunt de Republica Moldova, de la capitala Chișinău. Chișinău? Da. Cum ai aflat de concursul nostru? De pe pagina de Facebook și de la o prietenă care la fel a participat la Miss Plaja 2017. Cum se numește prietena? Diana. Diana, am înțeles. Ce așteptări ai de la acest concurs? Păi emoții pozitive, cât mai multe, cunoștințe noi și cât ceva nou, ceva... Numele tău este? Natalia. Natalia. Tu de unde ai aflat de acest concurs? De la o prietenă care a participat și ea înainte, acum 2 ani, 3 ani la rând a participat. Noi având și o probă de talente, Sabrina, eu știu de anul trecut că tu ești cântăreață, este adevărat? Da. Ce-ar fi să ne cânti ceva, ești de acord? Da, sunt de acord. Haideți, haideți fetelor să o încurajăm, hai Sabrina! Sí, sabes que llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra el camino que yo voy. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Yo te digo adiós cosas al oído. Hasta acuerdo cómo tú estás contigo. Despacito, como respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Hasta provocar tus gritos. Despacito. Foarte frumos, bravo, felicitări Sabrina. Iată-ne la cea de-a doua probă, proba de talente. Vom intervieva fiecare concurentă și vom afla ce a ales ea să facă pentru a impresiona juriul. Multe materiale s-au filmat de-a lungul acestor 3 zile în cantonament, materiale pe care le vom viziona împreună imediat, dar vrem să o invităm alături de noi pe prima concurentă. Antonia Pantaze din Cernavodă, în vârstă de 14 ani. Sunt convins că ai emoții. Da. Spune-ne, te rog, ce ai ales la proba de talente? Să dansez. Îți place dansul? Dansezi de mult? Ai făcut cursuri? Nu, cursuri n-am făcut, dar îmi place să dansez mie, așa, din fire. Atunci, dansul e normal la vârsta ta. Numărul 2 în concurs, Andrada Maria Oita din Câmpina, în vârstă de 15 ani. Draga mea, nu știu dacă se vede pe cameră ce ochi verzi frumoși ai, dar nu cu asta trebuie să impresionezi juriul și telespectatorii noștri, ci cu materialul ce urmează. Despre ce e vorba în el? Am dansat. Pe ce gen muzical? Hai să dezvoltăm. Hip-hop. Interesant. Poate a ieșit un street dance ceva aici pe plajă în Mamaia. Hai să urmărim materialul tău. Thank you.
Gianina Dumitru, concurenta cu numărul 3, este deja alături de noi. Ea este din București, are 17 ani, îmi pare foarte dezinvoltă. Ea prezintă-ne frumos ce ai făcut la proba de talent. Am făcut o ședință foto. Unde? La Malul Mării? Da. Ia să vedem cum au ieșit pozele. Alexandra Chiriac din București, concurenta cu numărul 4, 22 de ani, deja vorbim de o altă vârstă, puțin mai spontană și mai vorbăreață, sper eu. Da. Cum te-ai descurcat la proba de talent? Păi, la proba de talent am ales să dansez, deoarece dansul cred că mă reprezintă, îmi place și mă avantajează, cred eu. Cum îi invizi tu pe telespectator să vadă materialul tău? Invită-i! Dragii mei, vă rog, urmăriți materialul meu. Numărul 5 în concurs, Sabrina Stroie din Timișoara, 21 de ani, deja, parcă ai mai fost, nu, la Miss Plaja? Am mai fost, anul trecut. Știi deja ce trebuie să spui, nici nu te mai întreb. La proba de aptitudine am ales să cânt, deoarece muzica mă reprezintă și îmi place să transmit emoție celor care mă ascultă. Cât de frumos, haideți să urmărim. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm... Cu numărul 6 în concurs, Cristina Andrei din Ploiești, în vârstă de 16 ani. Bună, draga mea! Bună! Cum s-a desfășurat proba de talent în cazul tău? Proba de talent s-a desfășurat foarte bine. Am ales o ședință foto pe Malul Mării. Ce a ieșit cu siguranță bine, nu? Hai să vedem fotografiile tale. Din Constanța, Diana Marinela Paraschiv, în vârstă de 18 ani, ne prezintă proba de aptitudini pe care ea a susținut-o. Am ales să fac o ședință foto, pentru că consider că sunt destul de fotogenică și că dau bine în poze. Selfie sau te-a fotografiat cineva? M-a fotografiat cineva, dar evident că am făcut și selfie-uri. Poartă numărul 8 în concurs și vine din București. Se numește Ștefania Dumitrașcu și iată că este deja alături de noi. Bună, draga mea! Bună! Spune-mi, te rog, cum s-au desfășurat cele 3 zile de cantonament, așa, în câteva cuvinte? A fost foarte frumos, am ieșit la terasă.
Distractiv. Ați făcut plajă cât de cât? Da, am făcut și plajă. Spune-mi, te rog, materialul următor ce conține? Am ales să fac o ședință foto la Malul Mării, făcută de domnul Manuel Kermani. Cu siguranță pozele au ieșit minunat, haideți să le vedem și noi. A străbătut țara pe diagonală să ajungă la concursul Miss Plajă. Din Arad, Dorina Ionela Tiselița. Ce ai ales să faci la proba de aptitudini? La proba de talente am ales să pozez pentru că îmi place să pozez. Să te urmărim! Numărul 10 în concurs, Mara Maria Ioniță, vine din Câmpina și are 14 ani. Mara, vreau să știu, la 14 ani, cum ies ședințele foto? Destul de bine, adică nu pot să spun că sunt foarte fotogenică, dar e ok, îmi place. Eu zic să nu-ți dai tu cu părerea și să ne lași pe noi, pe specialiștii din juriul nostru și evident pe telespectatori. Natalia Bălănean din Zalău. Natalia, permite-mi să te întreb, câte ore ai făcut până la mare? 12 ore. Mi-am dat seama și în 12 ore ai avut timp să te gândești ce o să fac eu să-i impresionez juriul. Da, să mă pregătesc și să îmi controlez cât de cât emoțiile. Și ce ai ales la probă? Am ales să fac o ședință foto pe Malul Mării, deoarece îmi place să pozez de când sunt mică și asta cred că mă reprezintă. Zalău, alături de noi, Roxana Crișan, în vârstă de 17 ani, concurenta cu numărul 12. Despre ce este vorba în materialul tău? Bună, eu am ales o ședință foto la Malul Mării, deoarece cred că mă reprezintă mai bine. Și cu siguranță, într-un concurs de Miss, este nelipsită. Ședința foto. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. La 15 ani, Rebecca Diana Ioniță a venit la concursul Miss Plaja. Ai emoții? Puține, dar... Ia să te văd atunci, prezintă-ți materialul dacă nu ai. La proba de talente am ales make-up pentru că mă reprezintă și multă lume mi-a spus că mă pricep. Machiaj de zi, machiaj de seară? Un machiaj de seară. Tot tu te-ai machiat și astăzi? Da. Cu siguranță o să iasă ceva frumos. Hai să vedem materialul tău. Din Focșani, alături de noi, cu numărul 14 în concurs, Andreea Munteanu. La proba de talente am ales o ședință foto deoarece sunt pasionată și mă consider o persoană... emoționată, lasă-mă să completez eu. Cu siguranță peisajul de aici, de pe litoralul românesc, te-a ajutat. Să spunem blitz. Lângă mine, Claudia Maria din Constanța, are 18 ani. Ai mai fost la Miss Plaja? Da, am fost anul trecut. La proba de talente am ales să fac o ședință foto, deoarece îmi place foarte mult să pozez și peisajul a fost foarte frumos. Îți spun eu, și aparatura de aici și fotograful a făcut ca o ședință foto să fie una deosebită. O urmărim împreună!
Lângă mine se află Diana Milea, concurenta cu numărul 16 și ultima de astăzi. Vine din Chișinău, Moldova, evident, are 21 de ani și abia aștept să o aud cum vorbește. Îmi place tare mult accentul ei. Bună! Bună! Am ales să fac o ședință foto la plajă organizată de Manuel Chermani, deoarece plaja de la Mamaia este admirabilă. Foarte frumos vorbești și nici nu s-ar spune că ești de peste prut. Hai să te urmărim! About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Îmi amintesc de ea că acum mulți ani, atunci când am prezentat, cred că pentru prima oară, concursul Miss Plaja, am venit cu o idee de a vedea o defilare în rochii de seară în mare. În videoclipul tău, dacă mi-amintesc bine, cred că se numește Hey Pus Pus și îl găsiți pe YouTube. Chiar atunci la videoclip au participat concurentele din anul respectiv la Miss Plaja și a ieșit un videoclip festival foarte frumos. Ideea a fost preluată și de Manel Chermani și iată-le pe fete, dar nu în costume de seară, nu în rochii de seară, ci în costume de baie defilând în Marea Neagră. Ce a ieșit, vedem împreună în materialul următor. Și domnilor, iată, ne ajungi la momentul juriului. Ca de obicei, juriul nostru extrem de critic. Mai ales că critica de data asta vine din ochii doamnelor. Avem numai doamne în juriu, patru doamne frumoase. Cred că este o premieră.
Așadar, te rog să începi cu reprezentantele locației din acest an. Este vorba despre Muset Resto Lounge and Beach. Vreau să le mulțumesc pentru găzduire și să le felicit pentru frumoasa locație pe care o dețin aici pe plaja din Mamaia. Este vorba de Lena Mihalache și Alina Bănică. Le voi ruga să ia microfonul pe rând, în ce ordine doresc, și să ne spună câteva cuvințele despre concursul nostru și despre fete în general. În primul rând, bună ziua! Bine ați venit la noi în locație! Suntem mândri că putem să vă ajutăm să organizăm un eveniment atât de frumos. Fetele ni s-au părut foarte frumoase, elegante. Am fost destul de restrictivi cu ele și, ce să spunem, a ieșit totul bine. Să le dorim succes, nu-i așa? Da, da, așa este. Mult succes și cam atât. Mulțumim frumos! Lena Mihalache, de data aceasta mi-aș dori tare mult să le dea un sfat fetelor, cam cum să se prezinte ele în defilarea de astăzi, în continuarea defilării de astăzi. Bună ziua! Bună ziua. Și eu vă doresc un bun venit în locația noastră. Mulțumim frumos! Fetele cu siguranță sunt foarte emoționate, pentru că așa se întâmplă un concurs de obicei. Ce sfat aș putea eu să le dau? Nu am prea multe sfaturi de dat. Fetele s-au comportat ok. Costumațiile sunt foarte atrăgătoare și cu niște nuanțe destul de vii. Fetele tinere, frumoase. Ce pot să le spun? Să aibă mult succes în continuare, să lucreze pentru silueta lor, să aibă grijă la, în continuare, cum se mențin și multă baftă! Iată, sfaturi absolut minunate de care trebuie să ținem cu toate cont. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru găzduire. Una dintre membrele juriului este, dacă mă întrebați pe mine, poate una dintre cele mai reprezentative foste concurente și câștigătoare a concursului Miss Plaja. Ea tocmai s-a întors de la Miss Tourism Euroasia din Turcia, unde evident a plecat cu un premiu, Miss Photo. Bine ai revenit pe tărâmuri natale, Maria Hanzu! Bună, dragilor! În primul rând vreau să spun că mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor de Miss Plaja, mă bucur foarte mult să vă revăd. Referitor la cantonament și la fete, am avut și eu ocazia să prind fetele în timpul cantonamentului și mi-a plăcut foarte mult să văd că au fost foarte bine organizate, au fost punctuale, foarte serioase. Mulțumim, Maria, și felicitări încă o dată pentru ultimul titlu obținut. Iar acum, după un an, doi sau nu mai știu, trei, în sfârșit putem să o primim cu brațele deschise alături de noi în juriu. Iată că ea se ocupă mai îndeaproape de Complexul Paradisul Colorat din Costinești și mai vine din când în când și aruncă un ochi critic fetelor, le mai dă cât un sfat, le mai reorganizează și iar dă o fugă la Paradisul Colorat. Dar de data aceasta, fiind prima ediție, a venit cu forțe proaspete la Miss Plaja. Aplauze pentru directorul artistic al emisiunii noastre, pentru Olga Olteanu. Bine ai revenit, Olga! Vă pup, dragii mei! Mă bucur că sunt din nou alături de voi. Cred că este pentru mine al 14-lea an alături de Emanuel Chermani și de această misiune. Veterană în domeniu, ce mai? Da, da. Acum sunt aici și în calitate de director și de asociat al Complexului Paradisul Colorat, unde vă așteptăm și pe voi, bineînțeles, vara asta. Mulțumim frumos! Cum sunt fetele, Olga? În fiecare an se schimbă generațiile, fetele evoluează, vin cu alte pretenții, cu altă stare? Exact, Dinu. Sunt, ca de obicei, foarte frumoase, pentru că de asta are grijă Manuel Chermani la preselecție, să le aducă pe cele mai frumoase aici, dar caractere diferite. Și atunci, evident, micile probleme în cantonamente cu siguranță apar, având în vedere că fetele au pretenții diferite și își doresc să facă lucruri diferite aici pe litoralul nostru, unde, iată, posibilitățile sunt nenumărate. Noi vă mulțumim frumos, doamnelor, pentru prezența în juriu și mergem mai departe. Vă invităm să urmăriți un material din club. Cum s-au distrat fetele aseară?
fetele la cea mai superbă locație din Mamaia, Muzet Resto, Lounge and Beach. Fetele s-au distrat astăzi la plajă. Fetele au venit la acest concurs să se distreze, să lege prietenii noi, să meargă mai departe pe acest drum, pentru că, de ce nu, toate îl consideră o rampă de lansare. Am participat și eu la acest concurs și sunt mândră de chestia asta. Cum te-ai distrat azi în prima zi de cantonament? Păi așa, e bine. Nu a fost ceva dificil, a fost foarte bine și fain. Care consider că este rivala ta? Cu ce arme crezi că vei cuceri jurul să ajungi în marea finală Miss Plaja? Păi, arma mea sunt picioarele lungi și corpul tonifiat, ochii frumoși și zâmbetul cât mai mare. Asta este important. Bună! Dar de ce stai pe telefon? Ce s-a întâmplat? Vorbesc cu prietenul meu. E îngrijorat de tine, nu vrea să știe orice detaliu despre ce faci tu în acest cantonament. Bună! Bună! Ce faci? Cum te distrezi aici? Foarte bine. Cum ți-a părut prima zi de cantonament? Chiar foarte frumoasă, m-am distrat foarte mult astăzi. De ce stai pe telefon? De ce nu te distrezi alături de celelalte fete? Păi m-am distrat până acum, am dat tot ce am avut și am cam obosit. Bună! Bună! Ce faci? Cum te distrezi? Cum ți se pare atmosfera de aici? Superb! Cum s-a desfășurat pentru tine prima zi de cantonament? Foarte bine, m-am împrietenit cu toate fetele. Bună! Bună! Cum te numești? Diana Lepeca. Și de unde ești? Din Câmpina. De unde ai aflat de concursul nostru? De la niște prietene și m-a interesat foarte mult și am venit. Și acele prietene, ce ți-au spus despre concursul nostru de te-au făcut să vii până aici? Că este foarte interesant, distractiv, te distrezi. Bună, fetelor! Bună! Ce faceți? Bine, bine. Cum vi se pare atmosfera de aici? Noi facem foarte bine ca întotdeauna. Minunat! Ne bucurăm că aveți noi la concursul acesta, chiar ne bucurăm. Câte ne aveți voi? 17. 15. Doamnelor și domnilor, ne aflăm la Muzet Resto Lounge and Beach, cea mai frumoasă plajă din Mamaia, spunem noi, gazda emisiunii Miss Plaja 2018. Și cum vă doreați atât de mult să le vedeți pe fete în costum de baie, le-am dezbrăcat, sunt tare colorate, frumoase, pregătite pentru defilare. De a vorbit în nume propriu, eu n-am participat la dezbrăcarea fetelor. Concurenta cu numărul 1, Antonia Pantaze din Cernavodă. Se află la concursul Miss Plaja din cauza că și-a dorit să se distreze la malul mării. Este veselă, amuzantă, este talentată la dans și își dorește să devină stewardeză. Cu numărul 2 în concurs, Andrada Maria Oita din Câmpina își dorește să devină make-up artist și se caracterizează ca fiind ambițioasă și energică. Gianina Dumitru cu numărul 3 din București este rea și ambițioasă. Rea? Așa, se autocaracterizează. Este talentată la fotografiat și își dorește să devină fotomodel. Numărul 4, Alexandra Chiriac din București, are 22 de ani, se caracterizează ca fiind sociabilă, sexy, un bun ascultător. Cum se combină cele trei categorii, să le spunem așa, de calități. Cu numărul 5 în concursul nostru, Sabrina Stroie, din Timișoara. Are 21 de ani și... Îi plac tatuajele, după cum se vede. Acum s-a văzut și la noi, adineau la telespectatori. Talentată la muzică și dans, sinceră, sociabilă și optimistă. Cu numărul 6 în concurs, Cristina Andrei. Este ambițioasă, sociabilă și a venit la Miss Plaja pentru că își dorește să devină fotomodel. Evident, ca talent în fișa ei sunt trecute ședințele foto. Cu numărul 7, Marinela Diana Paraschiv din Constanța.
ar schimba parlamentarii pentru început, dacă ar fi pentru o zi președinte, își dorește să devină un om mai bun, un exemplu de urmat. Mult succes, Marinela! Ștefania Dumitrașcu din București, concurenta cu numărul 8, are 18 ani și se caracterizează ca fiind sensibilă și ambițioasă. Ca pasiuni în fișa ei sunt trecute ședințele foto, își dorește să devină actriță, iar dacă ar fi pentru o zi președintele țării, ar schimba multe dintre legi, evident. Concurenta cu numărul 9 își dorește să devină designer vestimentar. Ionela Dorina Tiseliță din Arad are 17 ani și este emotivă și se autocaracterizează ca fiind drăguță. Concurenta cu numărul 10 se numește Mara Maria Ioniță, vine din Câmpina și are 14 ani. Este sociabilă, își dorește să devină antreprenor, iar dacă ar fi pentru o zi președinte, ar opri fumatul. De tot. De tot. Subscriu. Cu numărul 11, Natalia Bălănean. Atenție, ei trebuie să ne adresăm, nu ne mai trageți pe dreapta. Fiindcă își dorește să devină polițistă. Vrea să facă dreptate. Îi dorim mult succes și în concursul Miss Plaja. Cu numărul 12 în concurs, Roxana Crișan din Zalău. Are 17 ani și este zodia Berbec. Este prietenoasă, ambițioasă și își dorește să devină stewardesă. Concurenta cu numărul 13, Diana Rebecca Ioniță. Este din Câmpina, are 15 ani și atenție ce idee are, dacă ar fi președinte, ar îmbunătăți infrastructura. Foarte bine. Andreea Munteanu din Focșani. Este concurenta cu numărul 14 în concursul nostru. Ca planuri de viitor și-a stabilit modelingul, de aceea a și venit la concursul nostru. Cu numărul 15 în concursul nostru, Claudia Maria Cioară din Constanța. Își dorește să-și termine studiile, ambițioasă, zâmbitoare, optimistă și ar interzice avorturile dacă ar fi pentru o zi președinte. Diana Milea din Chișinău. Are 21 de ani, se caracterizează ca fiind ambițioasă, pragmatică și responsabilă. Își dorește să devină business lady și, dacă ar fi pentru o zi președinte, ar elimina corupția. Le mulțumim fetelor și mi-aș dori să le văd într-un manej, fiindcă avem o plajă superbă aici la Muzet și profităm de fiecare colțișor. Dragele noastre, dacă vă doriți să veniți pe litoral alături de noi la concursul Miss Plaja într-un cantonament de 3 zile la malul mării, vă invităm să vă înscrieți pe www.missconcurs.ro și să faceți parte din una dintre edițiile din vara aceasta. Ca de obicei, avem mai multe ediții pe care le vom încheia cu o finală. Concurentele care iau premii, 1, 2 și 3 evident, dar și premiile speciale, vor avea oportunitatea să participe în finala concursului Miss Plaja. Ca de obicei, premiile concursului Miss Plaja sunt premii în valoare de 3.000, 2.000 și 1.000 de euro, contracte cu agenția Luna di Miele. Nu
trei zile de cantonament și trei probe. Iată, ne ajungi la finalul primei ediții, dar mai întâi vrem tare mult să oferim premiile, ca să vedem exact cine merge direct în finală. Avem, ca de obicei, premii speciale, cu denumiri speciale și podiumul pe care îl așteptăm cu toții cu mare nerăbdare. Bun, și pentru că suntem la plajă, am avut soare, am avut o gazdă atât de minunată ca Muset Beach, trebuie să avem și o Miss Bronzata. Premiul merge la Câmpina. Aplauze pentru Diana Rebecca Ioniță, concurenta cu numărul 13. Diana are 15 ani, este zodia Săgetător și este elevă. Și-a dorit să vină la concursul Miss Plaja și s-a înscris pe www.missconcurs.ro pentru a câștiga. Iată că a plecat cu premiul de Miss Bronzata. Următorul premiu special este Miss Simpatica. El ajunge la concurenta cu numărul 1. Antonia Pantaze din Cernavodă a fost cea mai simpatică concurentă dintre cele 16. Este elevă, născută în zodia Balanței și își dorește să devină stewardeză. Iată că nu a fost singura simpatică dintre cele 16. Mai avem un titlu de Miss Simpatica ce merge tot în Câmpina. Mara Maria Ioniță, concurenta cu numărul 10, are 14 ani și este elevă. De ce te afli la concursul Miss Plaja? Am întrebat-o la înscriere și ne-a răspuns pentru a se distra. Iată că a avut 3 zile de cantonament, în care cu siguranță a fost vorba și de distracție. Miss Fițe. Nici nu știi dacă e de bine sau de rău. Cert este că ai ocazia să ajungi în finală cu această titulatură. Miss Fițe se acordă concurentei cu numărul 9, Dorina Ionela Tiseliță din Arad. Felicitări, Ionela! Cea mai fițoasă, se pare, la doar 17 ani. Așa este când te autocaracterizezi ca fiind drăguță și emotivă. Următorul premiu special poartă denumirea de Miss Sexy. Premiul merge la București, câștigătoarea fiind Ștefania Dumitrașcu, concurenta cu numărul 8. Ștefania are 18 ani și este zodia Gemeni. Se caracterizează ca fiind sensibilă și ambițioasă. Evident, și-a dorit tare mult unul din premiile oferite în prima ediție a acestui concurs. Iată că și soarele a ieșit să vadă cine este Miss Senzuala în această prima ediție a concursului Miss Plaja din 2018. Ea este Sabrina Stroie din Timișoara, numărul 5 în concursul nostru. Sabrina are 21 de ani, este studentă și își dorește să exceleze în carieră. Un alt premiu special prin ochiul camerei aleasă, câștigătoarea noastră, Miss Telegenica, Alexandra Chiriac din București, în vârstă de 22 de ani. Alexandra poartă numărul 4 în concursul nostru, este studentă și a dorit să vină la Miss Plaja pentru a lega prietenii. Miss Showbiz ajunge în orașul Câmpina la Andrada Maria Oita, numărul 2 în concursul nostru. Andrada și-a dorit să vină la Miss Plaja pentru a se distra și iată că a plecat cu un premiu. Defilările din cadrul acestui concurs au nevoie și de eleganță. Iată că avem un premiu și în acest sens. Miss Eleganța merge la Focșani. Andreea Munteanu este câștigătoarea, concurenta cu numărul 14. Andreea are 17 ani, este elevă și a dorit o experiență nouă, de aceea s-a înscris pe www.missconcurs.ro sau poate, de ce nu, pe pagina de Facebook a emisiunii, acolo unde vă așteptăm și pe voi, fetelor, să vă înscrieți și să aveți parte de această frumoasă experiență. Iată, ne ajungi la podium. Înainte de locul 3, vreau să îi mai felicit odată pe producătorul Manel Chermani, dar și pe directoarea artistică, sufletul acestei emisiuni, ceea ce se ocupă de fete, Olga Olteanu este și alături de noi. Sunt pregătiți acolo cu florile, cu premiile pentru fete. Așadar, anunțăm cine se află pe locul 3. Locul 3.
Râm să bată tobele. Ajunge în Constanța, la Claudia Maria Ceară, numărul 15 în concursul nostru. Iată că premiul nu a plecat prea departe de litoral, de Mamaia. Și iată ce înseamnă să fii perseverentă, fiindcă ea a mai participat și anul trecut la concursul nostru. Așadar, încărcată cu experiența anului trecut, a reușit să ajungă pe podium. În comparație cu locul 3, ce a rămas aici în Constanța, locul 2 merge undeva tare departe și anume la Chișinău, câștigătoarea fiind Diana Milea, concurenta cu numărul 16. Aplauze! Diana, pe lângă faptul că este înaltă și are acest atu, are 21 de ani, este studentă și a dorit tare mult să câștige și iată, este ambițioasă, pragmatică și responsabilă, ne spune ea. O felicităm și, evident, o așteptăm în finală alături de celelalte câștigătoare de astăzi. Am ajuns la locul întâi, așadar, locul întâi ajunge la... Înainte vă citim la sponsorii noștri. Cu mulțumirile de rigoare, Baldaran Spring Water, Luna din Miele. Mulțumim frumos Paradisul Colorat, Dimos Professional. Muset Resto Lounge and Beach. Gazda noastră minunată. Mulțumiri speciale pentru vestimentația prezentatorilor Haine Select, Haine Man One, Ștefan Burdea. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri Mistio Boutique pentru ținuta mea de astăzi. Așadar, dacă emoțiile au ajuns la cote maxime, așa cum mi-am dorit, iată locul întâi pe care o să-l spunem împreună. Doamnelor și domnilor, locul întâi în ediția cu numărul 1, Miss Plaja 2018, merge la... Natalia Bălănean din Zalău. În vârstă de 15 ani, concurenta cu numărul 11, iată, a urcat pe podiumul nostru de astăzi pe locul întâi. O felicităm și dorim mult succes pe mai departe, atât ei cât și tuturor concurentelor. Fetelor, nu uitați că puteți să fiți alături de noi aici în Mamaia, într-un cantonament minunat de 3 zile, alături de fete, alături de producătorul nostru Manuel Chermani, alături de o echipă minunată, să vă distrați, să vă plimbați, să vedeți litoralul și să participați la această minunată emisiune. Trebuie doar să vă înscrieți pe pagina de Facebook a emisiunii și pe www.missconcurs.ro. Pe noi, pe Dea și pe Dinu Manter, ne puteți întâlni zilnic în Aqua Park Eforie, dar și la hotelul Majestic din Jupiter seara. Acestea fiind spuse, vă așteptăm data viitoare, numai bine și distracție plăcută. Să înceapă vara! Show. Hot body chica, muévelo.